15 tineri din Giurgiu care doresc să susțină examenul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, Arma Jandarmi, au susținut recent evaluarea psihologică. Este vorba despre cei care au răspuns pozitiv ofertei educaționale oferite de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Giurgiu. Tinerii interesați de o carieră în Jandarmeria Română și care au optat pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București au susținut deja evaluarea psihologică. În funcție de rezultatele obținute, aceștia mai au de trecut o probă eliminată, respectiv verificarea aptitudinilor la educație fizică. Abia apoi urmează probele scrise, care constau în teste grilă la limba română, istorie și limba străină. Campania noastră de recrutare continuă însă pentru școlile militare de subofițeri din Drăgășani și Fălticeni. Cei interesați pot opta pentru școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani și școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș Fălticeni. La fiecare dintre cele două instituții de învățământ sunt scoase la concurs câte 175 de locuri. Cererile de înscriere la concursurile de admitere, dar și relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu din șoseaua București numărul 57.